bucur să vă cunosc. Eu sunt Adina, Adina Rossetti, sunt scriitoare pentru copii și am venit astăzi aici la bibliotecă să vă vorbesc despre o carte foarte frumoasă, care este și foarte, foarte proaspătă, adică sâmbătă asta a ieșit din tipar. Ea este. A strigat fiecare cu o cartolină și vă povestesc imediat despre ce e vorba. E o carte cu povești pentru copii, așa cam de vârsta voastră, dar sunt povești inspirate din realitate. Mai precis, din viețile unor femei din România, de... și din istorie, dar și care trăiesc acum printre noi. Poveștile unor femei care au făcut lucruri foarte frumoase, care au reușit să devină cineva, să își urmeze un vis și să facă ceea ce își doresc, făcând și foarte mult bine în jur. Adică sunt niște femei, 100, dar aici sunt doar 50. În cartea asta este doar primul volum. Jumătate, exact. Am făcut două volume cu 50 de povești. Primele de-abia au apărut. Și cartea asta se numește Nesupusele. A fost o vreme când fetele și femeile nu prea aveau voie să facă toate lucrurile pe care le fac astăzi. Nu prea își puteau alege o meserie. Nu puteau să își aleagă ce să facă viața. Adică erau supuse în sensul în care regulile societății de atunci le cam spuneau ce au voie și ce nu au voie să facă. Și femeile astea care au reușit să aibă o meserie și să facă ceva, pentru a reuși la început au fost niște nesupuse, adică nu s-au mai supus acestor regli care le împiedicau pe ele să-și urmeze visul. Adică nu vreau să spun că e bine să nu ascultăm niciodată de părinți să fim așa niște nesupuși cu orice preț, dar o să vedeți că sunt povești în care ele chiar nu au ascultat de familie, pentru că familia nu le lăsa să, de exemplu, să meargă la facultate sau să își aleagă o meserie care era considerată de bărbați, de exemplu, să fie aviatoare. Și aici o să vedeți că sunt foarte multe povești cu femei care au fost primele într-un anumit domeniu. De exemplu, prima arhitectă din România. Știți ce este un arhitect? Să deseneze. Să deseneze, dar ce? Case. Clădiri. Este cel care proiectează case și clădiri. Și aici avem o poveste, de exemplu, cu prima femeie arhitect din România sau prima femeie medic-chirurg. Pentru că și asta era considerat o meserie pe care aveau voie numai bărbații să-și o aleagă. Și ca să fii femeie și să fii chirurg era foarte, foarte greu. Trebuia să înveți mult mai mult decât învățau băieții ca să devină medici. Și trebuia să demonstrezi tuturor că ești într-adevăr foarte, foarte bună. Și au fost femei pe care, de exemplu, care nu au fost primite la facultate sau care nu puteau să dea nici măcar examenul de bacalaureat. Pentru că societatea le spunea că ele nu au voie să facă asta. O să vă povestesc așa câteva personaje de aici, după aceea o să ne jucăm și noi niște jocuri. Despre niște femei care erau aviatoare și care în al doilea război mondial au salvat foarte mulți oameni. Se cheamă aripi salvatoare. Era în timpul sângeroșilor ani ai celui de-al doilea război mondial. În cei 6 ani de război, românii au luptat de la Stalingrad până în munții Tatra. Zilnic, zeci, chiar sute dintre ei erau răniți. Cineva trebuia să-i aducă pe acești oameni de pe front în spitalele unde medicii puteau să le salveze viața. Așa a apărut o unitate sanitară de aviație când nu a mai existat nicăieri în acele vremuri. Era un echipaj de avioane sanitare conduse doar de către femei. Marina Știrbei, ea însăși aviatoare, a venit cu ideea înființării acestei escadrile. Și astfel, mai multe femei au ajuns să zboare spre și dinspre front. Niciuna dintre ele nu a ezitat să plece la război. Avioanele erau vopsite în alb și n-ar fi trebuit să fie ținta tirurilor inamice. Dar la război, nimeni nu respectă regulile. Așa că fiecare zbor a devenit o aventură periculoasă și un joc al aviatoarelor cu moartea. În scurt timp, avioanele și-au lepădat hainele albe și-au îmbrăcat culorile de camuflaj ale războiului. Fiecare misiune era dificilă și orice zi putea fi ultima pentru oricare dintre aviatoarele escadrilei albe. Au îndurat frigul, foamea, bombardamentele, au dormit sub cerul liber sau în corturi de campanie mizerabile. Dar nu s-au uitat niciodată, fiindcă de ele depindea viața atâtor oameni. Uneori, pericolul venea chiar de la cei cărora încercau să le salveze viața. Răniții erau oameni simpli. Unii nu văzuseră viața lor niciun avion. De multe ori, erau inconștienți atunci când erau urcați de medici la bord
și adesea se trezeau în aer, urlau și se agitau înspăimântați, așa că aviatoarele aveau, pe lângă misiunea și așa dificilă de a pilota avionul pe deasupra teritoriilor dinamice, și pe aceea de a-i ține imobilizați pe bolnavi pe targă. Nu de puține ori, avioanele s-au defectat și au aterizat forțat. Și nu odată, pe furtună, aviatoarele au reușit în ultima clipă să evite crestele ascuțite ale munților. Datorită misiunilor escadrilei albe, mii de vieți au fost salvate în timpul celui de-al doilea război mondial. Avioatoarele care au făcut parte din această formație au fost însă, după război, uitate. Nu prea s-a mai vorbit despre asta, a fost unul dintre lucrurile pe care noi, suntem cinci scriitoare pentru copii care au făcut această carte, ne-am gândit să alegem povești cât mai diferite pentru copii, care se inspiră pe copii și pe fete și pe băieți în același timp. Și am ales povești cu scriitoare, cu artiste, cu arhitecte, cu doctorițe, cu profesoare, dar și cu femei care trăiesc printre noi și pe care noi le considerăm așa, niște modele. Și mai avem ceva aici, mai avem o poveste despre femeile casnice. Știți ce înseamnă? Exact. Da, dar vedeți că tocmai ele nu stau deloc, așa pare că stau acasă. Dar să vedem unde e povestea asta, că e foarte drăguță. Unde vă puteți recunoaște oameni din familie, nu știu, mame, surori și așa mai departe, care de fapt au o misiune foarte importantă, pentru că ele au grijă. Au grijă foarte mult de familie. Și ne-am gândit că nimeni n-a scris despre ele niciodată. Și ne-am gândit să le facem și lor o poveste. Aici este o fată, că este foarte tânără, de 30 de ani, care este astronom. Și lucrează acum în America, cercetează spațiul cosmic și a descoperit o foarte, foarte, foarte mică planetă. Câteodată nu vrem. Fetița care punea multe întrebări, se numește. De ce, de ce, de ce, de ce? Ah, ce de întrebări mai pui, fetiță, îi spune învățătoarea. Mai zăpăcit. Ia, să faci liniște, să pot să predau și eu lecția. Dar Diana nu se lasă. Vrea să știe cât mai multe. Totul în jur îi stârnește curiozitatea. De ce e cerul albastru? Dacă pământul e rotund, de ce nu cădem de pe el? Cât de departe sunt stelele de pe cer? Oare suntem singuri în univers? Universul are sfârșit sau început? Cum o fi viața pe alte planete? De ce e soarele așa de fierbinte? De ce timpul trece altfel atunci când ești în spațiu? Ridică mâna să pun o nouă întrebare. Dar învățătoarea e hotărâtă să nu mai bage în seamă. Are o lecție de predat. Și în plus, întrebările fetiței o încurcă. O fac să se gândească la lucruri pe care nici ea nu le știe. După câteva minute, Diana renunță și lasă mâna jos. E clar că nu va primi răspunsurile pe care le caută. Va trebui să le găsească ea singură. Ajuns acasă, poate că o să ajungă în spațiu până la urmă. Ajuns, dar până să ajungă în spațiu, să vedeți de unde, cum a început ea să caute răspunsuri la întrebările acestea care au interesat. Ajuns acasă, scotocește prin biblioteca părinților, căutare de cărți pe teme științifice. Nu ieși tu afară, Diana? Nu, nu, citesc, răspunde ea cu nasul în cărți. Se face seară și de afară se aud glasurile copiilor ieșiți la joacă. Diana se apropie de fereastră și privește cerul. E o seară de vară limpede și clară. Acolo sus, deasupra noastră, e un întreg univers care așteaptă să fie descoperit. O lume îndepărtată și misterioasă pe care i-ar plăcea să o cunoască. Un milion de întrebări îi năvălesc chiar în minte. Diana închide fereastra și se întoarce la citit. Cărțile nu se supără dacă le pui întrebări. Cărțile au răbdare și răspunsuri. Dar uneori, după ce citești, îți vine să pui și mai multe întrebări. Ei, Diana, până la urmă, a tot pus așa întrebări și a obținut o bursă, adică a fost primită la o universitate din Statele Unite și acum studiază acolo, adică a studiat acolo astronomia și fizica. Și în prezent este profesoară, iar domeniul ei de studiu este unul foarte complicat. Se cheamă exoplanete. Astea sunt niște planete care gravitează în jurul unei stele, așa cum, da? De ale gigante micuțe. Și a găsit o planetă pe care a numit-o Super Terra. Adică n-am găsit-o, nu s-a dus în spațiu, dar s-a uitat cu niște, un telescop foarte, foarte performant, pe care se cheamă telescopul Hubble. Și, de fapt, ea le vede pe computer telescopul ăsta, dar vede imagine din spațiu, care sunt foarte, foarte mult mărite. Și tot studiind așa, a descoperit această mică planetă în jurul, care gravitează în jurul unei stele, care se cheamă
pe care a botezat-o super Terea, deci a făcut o descoperire foarte importantă. Dar vedeți, ea a început așa, pur și simplu ca un copil, ca toți copiii, care doar vrea să știe foarte mult și care a început să și citească foarte mult ca să primească răspunsuri și a pus întrebări. Și astăzi, Diana primește uneori telefoane de la NASA și întrebări de la copiii care vor să știe ce mănâncă extraterestri. Și poate că și niște, la un moment dat o să ajungă și poate să poate. Să mai citesc o poveste. O să mai citesc o poveste despre o fată pe care se numește Alina Șerban. Bine, nu s-o recunoaște de cea că este o... Nu sunt fotografii adevărate, sunt frumoase. Este o fată pe nume Alina Șerban care este actriță, regizoare și activistă de etnie romă. Și care a avut o viață foarte, foarte grea la început. A fost foarte săracă și a locuit în condiții foarte grele, cu probleme de familie foarte mari și care a fost foarte, foarte greu să meargă la școală. Și care până la urmă a ajuns o actriță foarte bună, foarte cunoscută. Are chiar un film care va intra acum în cinematografe zilele astea, cu premiera. Film care se cheamă Singură la nunta mea. Și care mi se pare că e așa, un model foarte frumos. O să vă citesc și povestea ei și după aceea facem și noi exercițiu. Se cheamă Orizonturi noi. Doamna care a venit să le vorbească elevilor e îmbrăcată într-un costum blomarin care voce cam pițigat. Facultatea, dragi copii, este acel loc unde vă veți desăvârși educația, îndreptându-vă către orizonturi noi. De aceea este extrem de important să... Alina stă în penultima bancă. În fața ei, două fete șușotesc amuzate, ronțăind pe fâși cipsuri. De ele se ferește Alina pe o placă de la școală. Să nu vadă unde locuiește ea. În curtea cu case din chirpici. La țigani. Tu unde vrei să dai? O întreabă una dintre ele, întorcându-se spre banca ei. Nu știu, nu m-am hotărât, șoptește Alina. Liniște acolo în spate. Se aude vocea pițigată a doamnei care a venit să le vorbească despre importanța facultății. Cred că o să încerc la științe politice, îi spune Alina fetei din față. Sau poate la actorie. Dar ultimele cuvinte nu se mai aud, sunt spuse doar în gând. Cum ar putea ea să viseze la facultate în situația în care se află? Tatăl ei a murit. Mama e în închisoare. Au avut cândva o casa lor, dar au pierdut-o. S-au mutat temporar la rude, într-o căsuță care nu are nici măcar un perete drept. Atunci a aflat și Alina care este etnia ei. Închide ochii și rămâne așa tot restul orei. Discursul doamnei cu costum se pierde în zumbetul clasic. Când se sună, își ia ghiozdanul și se îndreaptă către ieșire. Stă pe loc câteva clipe, așteptând să iasă ceilalți colegi. În drum spre casă, privește de câteva ori în urmă. Să fie sigură că niciun coleg nu o să vadă că ea locuiește acolo în casele de chirpici. Să nu mai simtă rușina aceea care o arde pe dinăuntru că e romă și că e săracă, rușine pe care o va transforma mai târziu în spectacole de teatru sincere, asumate și curajoase. Ceea ce a ajutat-o să răzbească și să-și croiască un drum a fost educația. Alina a spus mereu că vrea să studieze. La 17 ani, a făcut cerere să fie primită într-o locuință socială pentru a putea da examen la Facultatea de Teatru din București. Astăzi este mândră de etnia ei și de felul în care a reușit să depășească obstacolele pe propria răspundere. Alina a fost anul ăsta la cel mai important festival de film din lume, la Festivalul de Film de la Cannes, unde a pășit ca o prințesă pe covorul roșu. Deci ca să vezi cum a ajuns ea din casele unde locuia și unde era foarte rușine și era săracă și mi se părea că nu are nicio șansă. Și pentru că a muncit foarte, foarte mult și a ținut așa cu tot din adinsul să învețe și să-și vadă, cum ziceai tu, să-și vadă de drumul ei, să meargă pe drum drept. Și astăzi a reușit să fie o actriță foarte bună și foarte apreciată și v-am zis, a ajuns la cel mai mare festival de film, care e așa ca un fel de Oscar european, la Festivalul de Film de la Cannes. Trebuie să vedeți și filmul ei și spectacolul, chiar vă recomand, dacă mergeți cu școala, are un spectacol numit Marea Rușine, la Teatru Excelsior, care este gratuit, cred, și în care vorbește despre lucruri foarte grele, așa, dar cu foarte mult umor. Ei, eu am citit câteva povești din cartea asta, o să vă dau la școală, o să dau doamnei profesoare pentru biblioteca clasei, și o să ajungă și aici la bibliotecă câteva exemplare în curând, pentru că e o carte pe care noi o să o donăm
la biblioteci, în școli, în mai multe comunități, în țară, în zone unde copiii nu au neapărat acces la carte și la educație. Și o să găsiți tot felul de povești foarte interesante, zic eu, despre astfel de personaje feminine care fac lucruri frumoase.